Bună seara domnilor și domnilor, începe actualul Regional și așa cum vă anunțam, vă propunem să facem o incursiune, o plimbare virtuală, de ce nu, la Grădina Botanică din Cluj-Napoca, un loc extraordinar, o oază de liniște, o oază în care... Se vine fericit cultura cu natura, și într-un oraș atât de aglomerat ca și Clujul, e bine din când în când să ieșim din această aglomerație, mergând la Grădina Botanică, unde nu găsim doar flori frumoase, găsim, găsim o bază științifică utilă uh, și importantă pentru studenți, dar găsim și un loc în care ne putem recrea. Și cu frumusețea florilor și a naturii, ce putem face decât să intrăm într-o gândire profundă, într-o liniște de care avem atâta nevoie, într-un cotidian zbuciumat, așa cum îl avem noi în fiecare zi, noi, Clujenii, noi, Românii. Așadar, îi mulțumesc foarte mult pentru prezență, domnului doctor. Mihai Pușcaș, directorul grădinii botanice din Cluj-Napoca pentru prezență. Și ce ne propunem noi, domnule director, este ca virtual, pentru cei care nu au poposit la dumneavoastră la grădina botanică, să-i determinăm să meargă o dată și virtual să le prezentăm această minunăție în centrul orașului, chiar cu o istorie și chiar v-aș ruga de la început să ne faceți o scurtă istorie a grădinii botanice, pentru că ea are o vechime de mai mult Muleu, de 100 de ani, da? da. da. Și am citit-o și m-am uh, bucurat foarte mult să văd uh, ce personalități au trecut pe acolo. Spun doar Nicolae Iorga și cred că am spus totul. Dar vă rog pe dumneavoastră să, da. să ne Bună plecăm. seara și vă mulțumesc pentru invitație. Uh, Într-adevăr, Grădina Botanică a Universității babeș că este o grădină botanică universitară aflată în centrul Clujului, reprezintă un unul dintre cele mai importante spori în cercetarea botanicii din România, dar în același timp ea este deschis spre public în peste 2 ani să sărbătorim 100 de ani de când s-a deschis și către public. Fiind o grădină botanică universitară, menirea ei a fost încă de la început, prima oară, în cunoaștere. De fapt, se suprapun foarte bine cu ceea ce menirea unei universități, în general. Adică, generarea de cunoaștere în domeniul studiului plantelor este probabil a fost principalul pol în studiul botanic din România, prin colecțiile științifice pe care le are, apoi în educația studenților este de la început, a fost și acum, este în continuare un loc în care studenții vin uh, zi de zi și au cursuri, au laboratoare, vara fac practică și apoi uh, al treilea, nu zic cel din urmă, pentru că este la fel de important ca celălalt, este de servicii către comunitate și în acest caz este exact cum le-a spus dumneavoastră, este vorba despre faptul că publicul se uh, vine și se recrează, e un spațiu care este foarte plăcut, și na, na, dar și învață foarte multe lucruri noi. Cum spuneam, da, peste 2 ani o să avem 100 de ani de când Grădina Botanică s-a deschis spre public. Grădina Botanică, cum o știm acum, Uh, uh, în 1919 a fost înființată uh, sub uh, noua universitate Sau în sfârșit, în Universitatea Românească Care continua de fapt tradiția universitară a Clujului Deci este una dintre instituțiile vechi care, pe care universitatea uh, noastră le are Și din care întotdeauna le-a oferit Am spune un lor. proiect de succes al UBB care nu se va pierde, pentru că investiția acolo este una, să spunem, frecventă. Prin menirea pe care o aveți de manager, cred că vă îngrijiți ca să dezvoltați grădina botanică și, pentru că ajungem la dezvoltarea ei pe orizontală sau pe verticală, cum doriți, dincolo de baza didactică, am spus utilă pentru studenți, ce mai oferiți publicului. De la an la an, de la trimestru la trimestru, pentru că asta înseamnă o dezvoltare și, să spunem, da. până la urmă, vă bateți cu alte grădini botanice cunoscute din țară, care și ele aparțin, așa cum spuneați, de universități celebre. Vorbim de cea de la Iași, de Craiova, Grădina Botanică din București și altele. Da marile universități academice ale României aparțin marilor universități istorice tradiționale ale României. Ele au uh, fost concepute pe același principii pe care le-am expus inițial. Uh, competiție nu avem în sensul ăsta, ci o colaborare excelentă pentru că deja noi suntem în niște consorții universitare, apoi avem noi consorțiile noastre de specialitate și ne ajutăm mai degrabă unii pe alții pentru că, să zicem, ne izbim uh, de aceleași probleme. Încercăm care să sunt soluție. problemele și care, ce înseamnă acest ajutor? între uh, dumneavoastră cu Grădina Botanică din Cluj și, spre exemplu, Bucureștiul, Iașul? Uh problemele sunt legate, să zicem, de finanțarea de la buget, întrucât aceste grădini botanice sunt susținute doar de către universitățile acestea. Și atunci cum să spun, s-ar putea face și mai multe dacă ar fi o susținere de la, de la buget înspre, înspre acest domeniu. Dar, din fericire, noi ne găsim sub umbrela unor mari universități și nu ne găsim de ieri de astăzi, adică avem o tradiție de minim 100 de ani în spate, oricare din aceste grădini botanice și, cum ați spus, într-adevăr au fost niște proiecte de mare succes ale acestor universități Universități pe mai multe planuri, pe plan academic, toate aceste universități mari, prin grădinilor botanice, devin poli regional în studiul biodiversității ale României. Aici a început înainte să fie România, cum o știm acum, da? Dar însă, zicem, din Transilvania, apoi din Moldova, din, din Muntenia, din Sud, Dobrogea și așa mai departe. Și atunci există o, o conlucrare foarte bună și până la urmă imposibil de disociat, că, pentru că dacă cu, vorbim despre flora României, despre diversitatea care există, patrimoniul vegetal al României care este remarcabil, nu putem să fie acoperit doar de un singur centru universitar, de o singură grădină botanică, pentru că ele s-au dedicat. Și atunci ai aici avem o specializare în special pe ceea ce înseamnă flora Transilvania, Carpaților, bun, cu incursiuni apoi în toate de celelalte regiuni, dar colegii din Iași au o expertiză excelentă în principal, regională, bineînțeles, după aceea, oricum, specialiști sunt în, în întreaga floră, cei din București, din partea din sud și așa mai departe. Și de aici vine conlucrarea în proiecte pe care le-am împreună de studiu, în a pune în valoare, de exemplu, colecțiile și, de fapt, colecțiile cele mai importante care există nu sunt neapărat cele de ale plantelor vii, ci sunt colecțiile care se găsesc în herbare. Aceste trei mari grădini, și acum bun, nu să doresc să dezvolt foarte mult dar este similar. Grădina Botanică din Cluj are cea mai mare colecție științifică de acest profil din, din România, adică are cel mai mare herbare, este una dintre cele mai mari colecții științifice ale României, în general, indiferent de, de ce domeniu al științei vorbim. Este herbarul universității, este printre primele 2-3% din lume. Deci ca importanță în ceea ce înseamnă studiul plantelor, ca mărime mă refer. Deci nu este absolut de neglijat, este un herbar foarte Chiar mare. Chiar nu este de neglijat, domnule director, și nu da. sunteți să fac precizarea pentru telespectatori, doar un manager al unei instituții, de succes, aș spune, și spun asta și prin numărul mare de vizitatori da. pe care l-aveți, cred că anul trecut ați avut un record absolut. Acum, de 1 mai, că de aici a pornit ideea mea să fac această emisiune, despre grădina botanică de 1 mai când lumea a avut un pic uh, liber, imediat a fugit în această oază de uh, împletire fericită, am spus, a naturii cu uh, cultura și ați avut un număr mare de 124.000. De mii... Nu, 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 chiar asta nu putem avea. În nu? Câteva zile 12 jur de 12.000. 12 da, 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 12 Da, 12 în cele mii. 3 zile Ceea este... ce înseamnă foarte mult, nu? Este un record, păi... Din câte am înțeles, pe tot litoralul au fost în jur de 100 de mii. Cifra de 100 de mii se referea la anul trecut, că a avut... Anul mare... trecut am avut peste 230 de mii de vizitatori, Sau, bine, da? Da. da. Uh, dar fac comparație, numai acum că am văzut că se raportează cam cum a fost de succes. Și dacă 100 de mii au fost pe tot litoralul, cred că avem cu ce ne mândri că într-un oraș... Uh, Uh, care totuși nu depășește, cred că, 400.000 de, de locuitori. Noi am avut 12.000 de vizitatori Într asidui Într nu, în trei zile. Am avut, uh, să zicem, The Golden Day, cum îmi place să-i spun, o zi în care depășim 5.000 de vizitatori uh, și aceasta a fost ziua de duminică, nu de 1 mai. Există, cred că, o specificitate la marile orașe, încât de zilele astea libere uh, există un exod foarte mult și în afară. O să găsim da. o, o explicație posibilă uh, împreună, după ce vedem un material, dacă colegii sunt pregătiți. Uh, ai noștri colegi de la știri au făcut un material la dumneavoastră, la Grădina Botanică, cu o prezentare scurtă, să o vedem ce s-a întâmplat de 1 uh, mai sau chiar cu o zi înainte, după care să vedem de ce atâta lume la Grădina Botanică, dincolo de explicațiile și argumentele pertinente ale domnului director, să vedem materialul. O explozie de culoare alei pline de vizitatori și natura care și-a intrat în drepturi. Grădina botanică Alexandru Borza din Cluj-Napoca a devenit locul perfect de petrecere a zilelor libere, mai ales că vizitatorii au fost atrași de o colecție impresionantă de la lele. După o perioadă în care a fost frig, a apărut soarele, s-a încălzit, iar la lelele sunt acum cel puțin cele timpurii la înflorire maximă. Avem peste 200 de varietăți de la lele, care încetul cu încetul în aceste zile vor fi toate la, la maxim și atunci ne caut foarte, foarte mulți turiști din întreaga țară. Avem toate categoriile importante de la lele, de la lele acestea, să zicem, cu formă obișnuită pe care o știe lumea, de la lele pitice, de la lele cu formă de bujor, de la, la așa numitele la lele papagal care au coloritul și forma foarte specială, sunt toate pot să fie observate. Indiferent de vârstă, vizitatorii au fost vrăjiți de frumusețea și varietatea lalelelor înflorite. Eu niciodată n-am mai văzut chiar atâtea la un loc. Bun, am văzut că ai făcut poze, ai transmis cuiva sau ce? Da, păi dacă nu poate să vină toată lumea cu mine, măcar se bucure așa printr-un mic tur virtual, până poate le trezesc interesul, vin altă dată. M-a surprins că sunt atât de multe specii, nu știam că sunt atât de multe și cu atât de ciudățele nume și interesante, deci la un loc m-au surprins, nu neapărat ceva aparte. Pentru fotografi, chiar și amatori, locul a fost unul perfect pentru a imortaliza frumusețea naturii. Explozia naturii după atâta frig și gri... E bine să te bucuri de natură. v-ați luat aparatul, sunt spus pe poze astea. Da, da, că natura, detaliile mă atrag foarte mult și încerc să Cot, ceea ce nu se vede, detaliile sau unghiurile pe care nu, nu le vezi așa în trecere. E un moment prielnic pentru a face fotografii în perioada aceasta. Zilele de mini-vacanță au însemnat și un record de vizitatori. Zilele acestea am avut în mod constant toată săptămâna, începând de weekendul trecut, 3-4 mii de vizitatori pe zi. Deci suntem, cred că, aproape de niște recorduri. Este o bucurie pentru noi, pentru întreaga universitate, să vedem că suntem așa de căutați. Odată cu creșterea temperaturilor, grădina botanică devine unul dintre cele mai apreciate obiective turistice din Cluj-Napoca, datorită speciilor de arbori și plante care se află aici, dar și pentru că în zilele foarte călduroase, locul devine un Perfect pentru a ne răcori. Tocmai din acest motiv, din luna mai, programul Grădinii Botanice va fi extins, aceasta fiind deschisă până la ora 20. Deci am găsit posibile explicații, domnule director, chiar mărturii ale celor care au fost acolo. Am venit pentru a face poze, am venit pentru a ne recrea, am venit pentru că am vrut să descoperim altceva decât locurile deja arhicunoscute din Cluj sau poate că n-am fost niciodată. Sunt câteva explicații. Ce alte explicații pot fi pentru a îndemna și a-i chema pe cei care n-au fost până acum la grădina botanică din Cluj și vă mai pun o întrebare dacă sunt vizitatori predominanți din Cluj sau aveți și vizitatori mai cu seamă care vin din străinătate sau din altă parte de țară? Dacă aveți o statistică în sensul acesta? O statistică clară nu avem, pentru că biletele sunt unitare pentru toată lumea și nu putem să intervievăm pe fiecare. Ce știm foarte clar este din feedback-urile pe care le primim, de faptul că în Constant se vorbește o altă limbă decât limba română, engleză, franceză foarte mult, de exemplu, prin, să zicem, un mic pol de francofonie prin universitățile care există aici. Apoi, bineînțeles, avem din țările din jur maghiar, dar o să vină mai, mai înspre vară, o să vină valuri mari de, de turiști din foarte multe alte țări. Pentru că se văd că sunt, în, să zicem, sunt în, în, grupe, de exemplu, avem foarte mulți din Israel care vin pentru a descoperi verdele, dacă în vii timpul verii dintr-o țară mediteraneană care deja este aridă și aici totdeauna asta, de câte ori am interacționat cu ei, verdele impresionează. Noi ne dăm seama de fapt ce bogăție avem da. la doi pași, iarba aceasta verde, verdele, arborul și așa mai departe, care îmi prospătează. Și bineînțeles că avem din toată lumea, la un moment dat am, am făcut, totuși, un, un sondaj și am avut zeci, zeci de țări. Îi știm foarte bine, de exemplu, și asta ajută foarte mult, suntem foarte activi în social media. Pagina noastră de Facebook are deja aproape 23.000 de followers. Orice dăm se împrăștie de ordinul milioanelor și asta stârnește curiozitatea. Și prin asta știm foarte bine pentru că. Sunt persoane organizând tot timpul evenimente. Și acum, ieri, am avut uh, Ziua Porților Deschise pentru tineri. Într-adevăr, am primit uh, și întrebări de ce numai tinerii până în 35 de ani a fost, dar noi organizăm în mod tradițional, Facem am avut și în 1 octombrie, pentru seniori. Este Ziua Internațională a Seniorilor, 1 iunie, deja de câțiva ani de zile, a, 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 facem porți deschise pentru tineri, deci încercăm să creăm astfel de evenimente, și în care să facem și tururi ghidate. Și în aceste tururi ghidate, în care se înscrie lumea, a, vin feedback-uri foarte bune. Eu, n-am mai văzut Grădina Botanică de nu știu câți ani, dar anul ăsta am fost deja a patra oară. Și este un argument bun. În perioada aceasta de înflorire maximă. De la o săptămână la alta, deci eu dacă lipsesc cumva în, în, în timpul weekend nu vin în grădina botanică, lunea când vin, deja inclusiv pentru mine care sunt obișnuit, este un alt peisaj. Un lucru foarte frumos ce ne-a spus, adică atât de schimbătoare este natura și vizibil această schimbare, înseamnă că cu adevărat acolo chiar găsim ceea ce ne dorim. Acea bucurie interioară, nu? O găsim și prin... A ne uita, a privi, a auzi niște explicații științifice despre aceste lalele. Spre exemplu, le ați prezentat frumos în material, colegii ne ajută cu lalelele din Cluj și acestea sunt foarte frumoase. De deci ce ați pus accent pe lalele și pe ce mai puneți accent în Grădina Botanică pentru cei care n-au văzut încă nimic de acolo? Da, este oarecum o tradiție, a început cu mulți ani în urmă, de a avea o colecție de lalele, când era mai complicat, de fapt. Uh, pentru că se achiziționau foarte dificil în urmă, cu zeci de ani nu, e, nu exista un acces, să zicem, relativ facil la o astfel de varietate. Punctul foarte pe care îl avem, pentru că lalele sunt iubite de toată lumea și sunt, noi avem o diversitate pe care nu o mai găsești nicăieri. Și toate sunt prezentate, să zicem, pe diverse categorii. Și atunci tu vii și vezi cum arată una, nu sunt am... Olanda, adică chiar a... de departe uh, suntem? Nu, în sensul de varietate, nu știu. Probabil că în afară de câteva parcuri foarte mari din Olanda, care cu siguranță au mai multe, în ceea ce privește diversitatea, adică peste 200 de varietăți de la lele, spunem la lele, dar noi avem foarte multe alte bulboase. Săptămâna trecută vedetele au fost, de fapt, un e primul an în care avem multe așa-numitele din grupul ceea ce există în sălbăticie la noi în România, la alele pestrițe, dar noi avem așa-numitele fritilari. S-au deschis foarte multe și sunt spectaculoase. Și, într-adevăr, lumea a venit special să le vadă, le-am popularizat destul de bine și pentru că sunt frumoase și sunt speciale. Dar avem colecții frumoase de zambile cu culori neobișnuite care nu se găsesc în alte părți, de uh, brândușe, de narcise și multe, multe alte. Deci, începând din martie până nu știu, până în gheață, de fapt, tot timpul este cât un eveniment nou. Am avut grijă să facem o sezonalitate, astfel încât de când se topește zăpada, noi avem câmpuri întregi de, de brândușe care atrag deja privirea multicolore și deja sunt pânate toate aproape pajiștile din grădina botanică sunt mii și mii de brândușe. Vorbiți și cu o pasiune extraordinară, se vede că sunteți la bază profesor, iubitor, nu doar de natură și chiar puneți suflet în prezentarea pe care o aveți aici. Acum un subiect mai sensibil, mai da. delicat, pentru că vorbeați de bani, de investiții, cât de bine e să avem bani, să putem investi, să ne dezvoltăm, să ne uităm cu un ochi și ce se întâmplă la alte grădini din afara țării și v-aș întreba, infrastructura uh, din interiorul acestei grădini botanice este una bună acum? Cum o considerați? Cum o evaluați? Uh, aveți tururi ghidate, ne vorbeați de ele. Uh, sunt aceste alei uh, modernizate, luminate, dacă sunt tururi ghidate mai spre seară? Uh, întreb. Da, acum sunt două aspecte. Noi suntem și spațiu protejat, uh, nu prea putem face modificări este o grădină istorică deja și atunci totul se umblă, nu, nu se pot face de mâine, să zicem, schimbăm toate aleile și le facem într-un alt fel. Deci trebuie umblat, să zicem, oarecum mult mai fin. Uh, din punctul ăsta de vedere, nu putem, uh, uh, în ceea ce privește, într-adevăr, asta este, o, să zicem, un deziderat acum. Uh, suntem în plin proiect, de exemplu, de schimbare și de modernizare a tot ceea ce înseamnă infrastructura de iluminat și este un proiect care a început anul trecut și va continua astfel încât să acoperim uh, Întreaga grădină botanică cu, să zicem, structuri mult mai performante și sub în ceea ce privește a oferi o luminozitate mai bună pentru eventuale evenimente pe care încercăm să le desfășurăm seara sau să le împingem mai înspre seară, dar și un lucru care nu e neglijat în toată paradigma asta de de a face economie, nu numai din considerente financiare, e important, mai ales de câțiva ani încoace, dar și de un bun, de bună practică în ceea ce înseamnă a înlocui toate structurile care sunt mai consumatoare cu structuri mai noi. Și chiar ne găsim acum într-un proces și în și care, care poate să potențeze, într-un fel, aceste da. fel, aceste minunății noi... care sunt acolo. Cu o investiție, apropo, cu o investiție majoră, toate aceste lalele aduse, nu doar ele, că ne a spus de mai multe astfel de surprize pe care le aveți pentru vizitatori. Da, sau credeți că, că sunt bani. Sunt, sunt bani, asta au fost, o, să zicem, sunt și bani. Da? Pe lângă asta, în primul rând, e vorba de expertiză ajutăm să facă. Acum, cu bani oricine, să zicem, poate cumpăra, dar nu știe ce să cumpere, unde să pună, cum să înmulțească. Noi avem foarte multe lucruri care nu se găsesc neapărat pe piața liberă și modul în care le poți pune în valoare ne ajută și teritoriul, care este foarte variat. Acum o să se deschidă, am văzut astăzi primii rododendron și azalee. Avem o colecție eu aș îndrăzni să spun, că cele mai frumoase din România, de, deja de vreo 3 ani de zile, este nouă, avem, nu știu, de ordinul zecilor de varietăți și specii de rododendron și azalee, de la culorile, să zicem, care sunt cunoscute despre roșu, avem până la galben, alb și încep să se deschidă cam peste, mă aștept, peste vreo două săptămâni deja să fie la maxim, pe când la lelele să zicem, trec, li se duc flori și atunci va trebui să ne locuim. încep rododendroni. După ce se termină rododendronii, încep trandafirii. După ce se termină trandafirii... Deci un ciclu permanent de... Da. De încep plantele anuale, dalile, canele și altele. A, ah, astăzi care care... e bucătăria internă acestei grădini botanice? În sensul în care, cum vă gospodăriți, aduceți aceste flori, le importați de undeva, da, le creșteți aici, ce înseamnă dezvoltarea aceasta și, din nou, întrajutorarea sau relația uh, multilateral dezvoltată cu grădine botanice de profil din țară? Nu numai din țară, din lume. Din lume. Uh, există o, o networking, o, o rețea a grădinilor botanice prin care noi facem schimb de semințe, de exemplu și părți vegetale. Noi facem parte dintr-o astfel de rețea uh, din totdeauna. Noi edităm, de exemplu, un catalog de semințe. Noi recoltăm semințe de la plantele care sunt în grădina botanică, de la plante care se găsesc în sălbăticie și pe care putem să le recoltăm, pentru că nu putem recolta din natură orice și de oriunde. Și noi le propunem înspre alte. Le trimitem în jur de 4-500 grădini botanice din lume. La rândul nostru noi primim astfel de cataloge și este un schimb gratuit acesta. Nu se face. Din contră, este interzis. Noi nu putem, de exemplu, să vindem din semințele pe care noi le recoltăm, de exemplu, din anumite spații sau din spațiile noastre. Noi le dăm, în schimb, pentru scop științific și academic. Și atunci noi primim, încă nu s-au terminat, nici de trimis de la noi semințele. Este un proces care se desfășoară în special iarna, continuă până primăvara și am văzut că colegii mei mai expediau colete de, de semințe. Noi primim la rândul nostru și avem răsadnițe, avem o pepinieră și în care toate acestea vor fi semănate, vor fi repicate și atunci noi creștem automat diversitatea și cu multe alte lucruri care nu sunt comerciale. Și în ceea ce privește, de exemplu, inclusiv la lele, se vede că dacă sunt în spațiile de publice, sunt câteva care acoperă și sunt minunate. La noi ce crește e diversitatea, adică 200 și ceva de varietăți într-un spațiu relativ. E mic, un număr important? Este un număr important. Dar, doar la că lele... Noi suntem, domnule da. director, călători prin lume și, domnul și domnilor, așa e, călătorim, călători prin lume, vizitatori românii de câțiva ani au prins gustul excursiilor, ieșirii din țară. Cu siguranță mulți dintre dumneavoastră ați ajuns în astfel de grădini, parcuri florale frumoase. E posibil să vedem ce vedem la Cluj, să vedem și într-o țară străină, ce vedem într-o țară străină, nu știu, din Franța, din Spania, să vedem și la Cluj. Cam așa e acest acord, până la urmă, fără graniță? Da, unele se vor replica, bineînțeles. O grădină botanică universitară, cum este științifică, deci nu un parc, să facem distinție, există cam peternuri care sunt la fel, indiferent unde mergem și, unde se vor, se vor întâlni astfel de grădini botanice. Deci, din punctul ăsta de vedere, suntem foarte asemănători. Feedback-ul pe care îl avem și din ceea ce privește, să zicem, impresia turiștilor este de remarcat, din ce cauză? Toată lumea știe probabil cel mai mare site uh, turistic al lumii, de strip Advisor. Uh, eu nu mai știu nicăieri un alt oraș sau asta în care grădina botanică să fie primul obiectiv. La Cluj este primul obiectiv. Uh, aș am aș căutat, avea o, aș avea da. o remarcă și da. chiar un răspuns. Poate că nu sunt foarte multe obiective în Cluj? Nu cred. Clujul este un oraș foarte dinamic. Sunt destule, să ne nu uităm la ansamblurile din centru. Biserica, care este splendid catolică, este mai încolo Biserica Ortodoxă. Deci există totuși multe. Dar eu cred că totuși contează și faptul că aici noi ne-am străduit și feedback-ul acesta vin voluntar de la zeci de mii de oameni. Suntem, cred că cu sigur, aici aproape că zice sigur din, din Cluj. Nu știu dacă mai sunt alte instituții care au primit best of the best. Da, de la TripAdvisor, care clasează primele 10% din lume. Astea se fac, nu sunt făcute de noi, nu doi noi în date, ci se fac, probabil că știți, prin feedback-ul pe care îl dau vizitatorii asupra la orice, de la hotel la restaurant, de la obiective turistice până la circuite care se fac și așa mai departe. Și am fost foarte bucuroși că ne am primit de două ori distinția aceasta de best of, mai de mult se numea cumva brandul ăsta, dar ultima care a fost best of the best, să ne clasa foarte puține din Transilvania. M-am uitat la un moment dat, aveau centrul Sighișoare, adică noi suntem în, să zicem, în Liga Mare și din acest punct de vedere. Și de asta cred că, având în vedere că avem, să zicem, și valori de tipul acesta, nu doar academic, pe acestea le știm mai bine și le putem cuantifica, dar poate că sunt mai greu de înțeles pentru marele public, și importanța științifică și uh, realizările științifice care sunt de prima clasă pe care le avem la grădina botanică, dar astea deja sunt mai ușor de înțeles, toată lumea le folosește. Când mergem undeva ne uităm pe TripAdvisor, hoteluri, cei de vizitat și așa mai departe. Noi suntem deja de foarte multă vreme, suntem primii. Asta înseamnă că feedback-urile în general sunt Excelente. Bineînțeles, o să mai fie și foarte bune. Da, o să foarte mai interesantă perspectiva noastră prezentată. Pe de-o parte, baza științifică cu rezultatele aferente și uh, cuantificate în spațiul universitar, dar și uh, o bază sau, ca să rimeze, o oază da, de liniște care îți încântă privirea. Cuantificabilă în numărul mare de vizitatori, probabil și în ceea ce înseamnă partea financiară, pentru că plătesc un bilet, da. pentru că aveți foarte mulți excursioniști și vizitatori din afară care vor duce mai departe acest mesaj ce am găsit în Cluj, Transilvania, România. Dar am o curiozitate și cu siguranță cei de acasă, majoritatea, avem flori. Și am auzit încă din bătrâni vorba aceasta că vorbim cu florile, le ajutăm să crească. E adevărată? O puteți spune ca specialist? Se poate vorbi cu o floare? E o, o altfel de discuție care se, se leagă acolo? Sau doar e o chestiune? Dacă îți face bine să... Eu sunt și pasionat și eu cresc plantele mele, ies în natură. Dacă cuiva îi face bine să facă, de ce să nu facă lucrul acest lucru? Dacă se simte bine. Noi suntem totuși niște organisme care suntem adaptate la verde. Noi nu suntem adaptate la gri. Încă nu ne-am adaptat suficient. Noi trăim în niște, acum, niște orașe care sunt foarte, foarte beton, cu mult beton, cu mult ciment. Este un spațiu artificial. Suntem nevoie să trăim no, așa. Reziduri. Dar nu, nu putem să la nesfârșit. Avem nevoie în permanență de evadare în natură. Dovadă că Avem nevoie de au, verde. Au fugit, au plecat dinspre uh, oraș către, către zona rurală. E o explicație de ce vă caută lumea și de ce e bine că sunteți în acest uh, centru zbuciumat, aglomerat cu un verde aprins care te cheamă la o gândire profundă, la o regăsire personală până la urmă, domnule director. Mai avem două minute și aș vrea să formulați dumneavoastră o concluzie finală, așa cum credeți, pentru cei care au fost, vor mai veni și pentru cei care n-au fost până acum, din diverse motive. Da, încep foarte rapid, așa, cu o veste. Astăzi am văzut s-a deschis macul albastru de Himalaya. E o specie foarte rară și spectaculoasă. E un malc azuriu. Nu prea, eu nu l-am mai văzut în România, în alte locuri. Nu zic că nu mai este, cu siguranță, dar e foarte rar. Și atunci, veniți să vedeți macul în, în sectorul ornamental, în statuia lui Borza, cu flori azurii. Este foarte rar. Deocamdată avem o singură deschisă, o floare. Și apoi, invităm pe mai departe pe toți cei care doresc să se simtă bine. Să vadă lucruri interesante și să ne urmărească în permanență. Pentru că în permanență pregătim surprize. Vom avea câteva expoziții care deja sunt de tradiție și le avem. Vom avea lucruri noi pe care o să le oferim și încercăm să mobilizăm, să împingem sezonul cât mai mult și înspre iarnă, cu vizite ghidate tematice. Le-am început deja în februarie. Vom începe, vom reîncepe noiembrie, vom deschide serele pentru public, cele care în mod normal sunt închise pentru că nu sunt designul, dar organizăm ca să descopere grădina botanică în cât mai multe perspective. Deci stați cu ochii pe grădina botanică, urmăriți și, și presa și locală și centrală pentru că din fericire Uh, vin și prezintă în permanență și veniți și vedeți, pentru că în permanență o să se întâmple lucruri noi. Vorbind cu domnul director, efectiv, ochii minții au fost în grădina botanică și au vizualizat aceste flori și toate frumusețile de acolo printr-o prezentare argumentată, dar și caldă. Cred că v-am convins să vizitați grădina botanică. Dacă ați făcut-o, continuați acolo. Tot timpul este ceva nou. Și mulțumim, domnului director, pentru... Participare și dumneavoastră pentru că ați fost alături de noi. Ne revedem la Actuala regional mâine seară la 18.30. Cu bine.